Despre meciul la Bacău, ce zic, am început extraordinar de prost. Dați seama, în minutul 17 era deja 3-0. Și am luat 3 goluri, de fapt toate 4 goluri le-am luat pe greșeli personale. Mă rest, așa, în afară de primele 17 minute când am și reușit să ne scrie cele 3 goluri, eu zic că am controlat jocul în totalitate. Am jucat în terenul lor, am mai avut câteva situații de contraatac, a doua repriză, ceva normal, pentru că scorul era de așa natură și ne-am dus peste ei, vroiam să recuperăm și am lăsat spații, dar una peste alta v-am zis, în mare parte am controlat jocul, am reușit să egalăm și din nou a apărut o greșeală personală a lui Daniel și am luat golul 4 din acel penalti. Îmi pare rău că trec etapele și nu reușim acel declic, să zic eu, să câștigăm un meci, să ieșim din pasa asta proastă în care suntem de atâtea jocuri. Îmi doresc în fiecare meci să se întâmple acest lucru, să reușim să câștigăm un joc, să ieșim din pasa asta. Probabil că și băieții la fel își doresc, dar v-am zis, trecem pentru o perioadă proastă și nu știu, și am foarte mare. Aici te gândești la faza de la Bacău, dacă ieșea mingea din teren sau dacă reușea să facă farf ca să atingă mingea cel jucător înainte de a ajunge mingea la cel care a fost faultat, poate se termina jocul 3-3, pentru că după penalte s-a fluierat final. Nu știu, avem ghinioși cu accidentările astea, în fiecare etapă pierdem câte un jucător, acum s-a accidentat Plecanciuc, la fel la un contact cu portarul nostru, cu Pasca. Am jucat fundaș central ultimele 10 minute, nu asta e problema. Am jucat foarte mult timp fundaș central. Contează să facem un joc bun. Nu cum am făcut prima repriză de la Bacău. Am plecat cu un handicap de 3-0. Eram bucurător să se fi terminat 3-3. Am muncit destul de mult pentru acel 3-3. Greșeală personală, am pierdut meciul. Eu zic că o să fie o partidă mai bună și vom câștiga jocul de acasă. Am primit 3 goluri foarte repede. Am avut puterea de a reveni. La 3-3, eu sincer am sperat că o să câștigăm. Dar din nou, greșeală personală și meciul s-a terminat 3-4. 4-3.